Bună ziua! Mulțumesc tuturor celor care au dat curs invitației noastre și sunt prezenți la briefingul de astăzi. Alături de mine sunt colegii mei, este Nona Cojocar, șefa sindicatelor întreprinderii de stat Poșta Moldovei, este Galina Mosoric, directorul centrului de poștă Iedineț și Serafim Rogati, directorul centrului de poștă Orhei. O să dau citire primului subiect al briefingului de astăzi, care reprezintă adresarea directorului general al întreprinderii de stat, Poșta Moldovei. Având în vedere evenimentele din ultima perioadă, care au tangență directă cu activitatea întreprinderii de stat, Poșta Moldovei, am decis să vin cu această adresare către cetățeni, către politicieni, către reprezentanții mass media, ai mediului de afaceri, și cei ai mediului asociativ. Parcurgem cu toții o perioadă extrem de dificilă cauzată de efectele pandemiei, de rigorile care ni se impun și care nu ne sunt proprii și nici firești, dar și de implicarea politicului în activitatea noastră. Este o perioadă marcată de lipsă de dialog și de încredere între diferite instituții, angajați ai întreprinderii, inclusiv cu persoanele terțe. Aproape zilnic, întreprinderea de stat Poșta Moldovei este ținta unor atacuri de denigrare prin lansarea în public a informațiilor false, inclusiv a atacurilor la adresa mea. Recunosc sincer, este foarte dificil să trec personal și ne este dificil să trecem cu toții peste aceste ofense care subminează stabilitatea și încrederea interioară, credibilitatea partenerilor de dezvoltare, atitudinea angajaților noștri și procesele de modernizare lansate. Tot ce își dorește echipa întreprinderii de stat Poșta Moldovei este să depășim aceste efecte ale pandemiei, să încercăm să revenim la normalitate în ceea ce ține de procesele interne, să prestăm în continuare servicii de calitate, să fortificăm proiectele bune inițiate și să fim alături de angajații noștri, de oameni, de cetățeni. Da, înțeleg că ne este greu și că este dificilă, iar pe alocuri neînțeleasă și neacceptată această poziție de optimizare și eficientizare a structurii funcționale interne, a circuitelor și mecanismelor logistice de realizare a strategiei de dezvoltare a întreprinderii, de impunere a noilor măsuri. Dar aceste schimbări sunt doar spre binele întreprinderii noastre, pe care ne o dorim puternică și profitabilă. În această situație avem nevoie de susținere, de solidaritate, de consecvență în acțiuni și viziune. Trebuie să percepem procesele inițiate la justa lor valoare, să avem capacitatea de a privi în viitor, de a înțelege și a vedea ce ne așteaptă și să fim capabili să acceptăm provocarea schimbării spre bine. Trebuie mai întâi să credem și să acceptăm noi însăși ideea de reformare, apoi să putem explica tuturor că sunt niște măsuri temporare care vor permite acelor mii de angajați să activeze în continuare într-o întreprindere care se vrea puternică. Sunt convins că nici într-un caz nu trebuie să dăm dovadă de slăbiciune. Nu trebuie să cedăm. Nu trebuie să admitem ca oamenii să fie induși în eroare sau să fim afectați de falsurile frecvente distribuite despre noi. Altfel, va fi compromis întreg procesul de reformă inițiat pentru eficientizarea activității. Stimați politicieni, stimați reprezentanți mass media, acuzațiile în adresa mea personală și în adresa întreprinderii trebuie probate, mai ales că noi nu odată ne-am declarat atașamentul față de principiul transparenței instituționale. Ne dorim ca toți să înțeleagă că Poșta Moldovei nu are apartenență și nu face politică, ci doar intensifică eforturile pentru a rămâne în continuare operatorul național alături de cetățeni. Haideți să depășim împreună aceste momente dificile
și incerte. Înțelegem foarte bine că toate aceste schimbări benefice și procese demarate deranjează anumite persoane, inclusiv din cadrul întreprinderii care au fost scoși din confort, din zona de confort și puși la muncă, după cum sunt deranjate și anumite forțe din exterior, cărora probabil li s-au anihilat anumite scheme odată cu venirea mea în funcție și care probabil doresc să vadă întreprinderea slăbită și ineficientă. Dar dincolo de aceste interese, noi avem un scop clar stabilit și vom merge consecvent spre realizarea acestuia. Doar prin rezultate multiple benefice pentru angajați, pentru întreprindere, vom reuși să schimbăm condițiile de muncă. Vom reuși să majorăm salariile, să modernizăm tehnologiile poștale și să schimbăm perceperea clienților, dar și a dumneavoastră, a tuturor, despre Poșta Moldovei. Subiectul 2 vine în contextul acuzațiilor lansate în public cu privire la pierderile întreprinderii pentru anul 2020. Vrem să specificăm că acestea au fost generate de impactul pandemiei, care a dus la sistarea schimbului de poștă cu toate țările membre ale Uniunii Poștale Universale, inclusiv cu China și Singapore, care au ponderea cea mai mare în acest circuit. Menționăm că principalele surse de venit pentru întreprindere sunt schimbul internațional de poștă și prestarea serviciilor. Acestea s-au redus considerabil în 2020 cu 30% față de 2019, ceea ce constituie circa 120 milioane lei. Circuitul internațional a fost restabilit, inclusiv cu China, iar în foarte scurt timp va fi posibil și accesarea platformelor online. Totodată, trebuie să menționăm că cea mai mare pondere a cheltuielilor întreprinderii o reprezintă salarizarea personalului, care practic a rămas neschimbată pe parcursul anului 2020 și până în prezent. În 2020, aceasta a constituit 85% din totalul cheltuielilor, ceea ce constituie circa 320 milioane lei. Cu referire la alte informații denaturate și acuzații false privind achizițiile de bunuri, servicii și lucrări realizate pe parcursul anului 2020, vreau să menționez, da, într-adevăr, bugetul a fost planificat de 45 milioane de lei, dar a fost realizat doar în cuantum de 18%, adică au fost cheltuiți doar 8,2 milioane din total, da? Dintre care o bună parte au fost consumați pentru materialele necesare în lupta cu pandemia, adică pentru protejarea celor peste 5.400 de angajați și celor peste 1,5 milioane de clienți de servicii lunar. Dată fiind situația epidemiologică din țară, s-au întreprins în 2020 măsuri stringente de a limita cheltuielile și de a achiziționa doar strictul necesar. Astfel, managementul corect realizat anul trecut a permis diminuarea cheltuielilor cu peste 36,8 milioane lei. Este de asemenea foarte important să precizăm că în această perioadă nu au fost majorate statele de personal, așa cum se vehiculează. De asemenea, trebuie să spunem că nu au existat intimidări și nu s-au pus presiuni pe angajați. Nu s-au pus presiuni nici pe directorii centrelor de poștă, nici pe șefii de subdiviziuni. Toți aceștia activează în continuare și fac parte din echipa de management actuală, iar colegii mei prezenți astăzi, inclusiv și colegii din teritoriu, pot confirma acest lucru. Subiectul 3 al briefingului de astăzi vine în contextul acuzațiilor aduse de către directorul Centrului de Poștă Bălți, Vasilie Guțu, în cadrul conferinței de presă susținută în data de 13 ianuarie 2021, deși se afla în concediu de boală. Venim să dezmințim acuzațiile false și precizăm că pe parcursul anului 2020 au fost desfășurate mai multe anchete pe marginea
abaterilor privind gestionarea patrimoniului întreprinderii, în care a fost vizat și cetățeanul Vasile Guțu. Dat fiind faptul că aceste anchete au constatat încălcări grave, care au dus prejudicii considerabile întreprinderii, Vasile Guțu, prin intermediul acelei conferințe de presă și a acuzațiilor false și denigratoare aduse aproape zilnic până în prezent, a încercat doar să sustragă atenția de la abaterile grave constatate comise de către acesta. Mai mult decât atât, el a creat impedimente și a încercat să intimideze desfășurarea anchetelor, inclusiv prin organizarea ilegală de mitinguri și greve. Încălcările stabilite vizează efectuarea de către Vasile Guțu a unor plăți neîntemeiate din contul sucursalei Bălți, acțiuni de înstrăinare ilicită a patrimoniului întreprinderii, semnarea de acte juridice în lipsa unor împuterniciri cu depășirea atribuțiilor de serviciu, fapte care au dus la prejudicierea întreprinderii cu sume enorme. Aceste încălcări, bineînțeles că prezumă atragerea la răspunderea disciplinară, materială și penală după caz. Subiectul 4 al briefingului de astăzi este cu referire la afirmațiile precum că Poșta Moldovei este dusă intenționat către faliment. Venim cu următoarele precizări. Managementul întreprinderii nu are și nu poate avea scop de a duce întreprinderea la faliment și nu cunoaște despre asemenea intenții ale terților. Mai mult decât atât, avem analiza economică a tendințelor pozitive înregistrate de la începutul acestui an. Aceste tendințe pozitive urmează a fi amplificate prin implementarea măsurilor de optimizare continuă a proceselor, precum și prin identificarea de surse noi de venit. De asemenea, au fost elaborat și planul de măsuri de redresare a situației economico-financiare. Suntem pe ultima sută de metri de implementare a monedei electronice și a comerțului electronic. Respectiv, avem și lansate foarte multe parteneriate care să genereze economii, dar și surse pentru activitățile de dezvoltare a întreprinderii. Toate cele menționate mai sus pot fi probate, pot fi demonstrate și această informație poate fi oferită tuturor celor interesați. Spre final, facem un apel repetat către toți politicienii, către toți reprezentanții mass media și solicităm tuturor să oprească atacurile false. În cadrul întreprinderii de stat Poșta Moldovei activează oameni cu dedicație, care au familii, copii, probleme și nevoi personale. Oameni care au fost și sunt, de asemenea, în prima linie, în fiecare zi. Acești oameni merită tot respectul și gratitudinea celor din jur. Toți trebuie să înțeleagă că noi, cei din cadrul întreprinderii de stat Poșta Moldovei, suntem puternici, suntem uniți, avem curaj și inteligență, de aceea vom reuși în transformarea întreprinderii în una modernă și eficientă. Poșta Moldovei, cu siguranță, va deveni poșta viitorului. Eu vă mulțumesc mult și vă doresc o zi bună în continuare tuturor.